Telefon Minești. Măsurile pe care le propunem vizează ambele sfere, procesul de instruire și de examinare. În primul rând, programul de instruire în cadrul unei școli, auto trebuie să fie compact și orientat spre obiectivele exact necesare conducătorului auto, în timpul conducerii. Asta vom merge la ajustarea numărului de ore obligatorii teoretice în cadrul școlilor auto la media nivelul european de 30 de ore. Astăzi la noi sunt 144 de ore, dar vom menține numărul de ore practice, 40 la număr. Astfel vom renunța la predarea orelor teoretice doar de dragul bifării un anumit volum de informații care nu este necesar și relevant unui conducător auto neprofesionist. În scopul acumulării experienței practice cât mai vaste, conceptul elaborat prevede micșorarea vârstei de instruire la 16-35 ani, cu implementarea mecanismului de conducere asistată. Conducerea asistată urmează a fi o metodă complementară care va fi aplicată după parcurgerea orelor practice obligatorii de instruire din cadrul unei școli auto. Persoanele care asistă conducerea nu trebuie să fie din grupul de risc, adică trebuie să aibă o vârstă minim de 25 de ani și cu 5 ani de experiență în conducerea auto. Sigur, poate fi și un instructor auto sau o persoană desemnată de către părinți. E necesar să menționăm un aspect important, că conducerea autoasistată va fi posibil doar în baza unui permis de conducere pentru începători, care la fel se propune de a fi implementat. Perioada minimă a conducerii asistate din domeniul obținerii permisului de conducere pentru începător propunem să fie de 6 luni, vârsta minimă la care acesta se va elibera fiind de 17 ani de zile. La atingerea vârstei de 18 ani, persoana deținătoare a permisului de conducere pentru începător, în caz acumulării numărului minim de ore practice asistate, până la 120 de ore, va putea susține examenul practic și obține permisul de conducere cu drepturi depline. În același timp, față de conducători auto-începători, urmează a fi stabilit anumite restricții în trafic. Printre acestea se numără viteza maximă de parcurgere să fie de 70 km/h, toleranță zero la alcool în timpul conducerii.